Salut și bine ați revenit! Să-mi spuneți, vă rog, în comentarii cum mă auziți și dacă vi se pare că se vede mai bine. V-am promis că o să facem ceva cu calitatea sunetului și cu ocazia asta și cu calitatea videoului, așa că am cumpărat camera, de-ați văzut-o mai devreme. N-a fost nici prea scumpă, nici prea ieftină, dar eu zic că a meritat, sunt destul de încântat de îmbunătățiri. Hai să vă dau un update referitor la ce am mai făcut de la ultimul episod, pentru că atunci când am încercat să editez un video din asta, m-am trezit cu jumătate de înfilmări corupte. Faza e că nu am tratat mare lucru, e 80% chinoiala noastră cu rugină, piese înțepenite, nepricepere. Așa că mai bine vă explic acum ce am făcut. În ultimul episod ați văzut că am terminat cu suspensia spate, adică ce vedeți aici. Amortizorul e montat, arcul care se vede acolo un pic cu negru e montat, stânga-dreapta. Dacă vă aduceți aminte, am rupt și bieleta asta antiruliu, pe care o vedeți acum înapoi. Stânga-dreapta am comandat o pereche nouă-nouță, am montat totul înapoi. Deci pe spate totul este în regulă, puteți și vedea mașina că stă pe roțile ei. Și în față stă pe roțile ei, pentru că ce nu ați văzut este că am montat și suspensiile pe față. Stânga-dreapta. Le vedeți aici, cu reglajele lor. Din acest șurub reglez compresia amortizorului. Din astea patru șuruburi cu gradaje reglez camberul mașinii. Cum se înclină roata așa. O să vedem la ce e folositoare asta atunci când ne vom da cu mașina. Și dacă trecem pe partea asta, mai avem câteva reglaje și anume, aici putem vedea suspensia, de aici reglez din piulița asta tăria arcului, din piulița asta reglez și din tot ansamblul ăsta reglez înălțimea suspensiei pe față, adică practic cât de jos să stea mașina, și de aici, nu e foarte important, reglez poziția bieletei antiruliu. Ca să schimbăm asta, ne-am chinuit destul de tare, ne-am luptat destul de mult cu rugină. La șurubul acesta, de exemplu, de la bieretă era înțepenit, dar cel mai mult ne-am luptat la piesa asta cu șurubul în capăt, care se numește pivot, care prinde bascula de fuzetă. Am pierdut, cred că, 2 zile cu chestia asta. Pur și simplu nu voiam să iasă. Și am rezolvat soluția. Dacă veți ajunge vreodată în situația asta, vă recomand să apelați din prima la asta. După ce am cumpărat această presă de pivot, care a funcționat excelent de bine în partea dată, probabil că o să bag niște cadre. Până la urmă a mers totul super ok, am reușit să schimbăm tot. Suspensiile sunt pe mașină, după cum vedem, mașina este pe roți, am mutat-o față-spate. Practic tot ce înseamnă suspensie pe mașină este gata. Astăzi ne vom ocupa să pregătim mașina pentru ziua de mâine, pentru că avem programare la evacuare. Nu mare lucru, astăzi o să fie o zi scurtă, mâine ziua cea mare. Cineva, nu eu, a uitat să pună siguranța asta de la etrieri. Bă, care ați uitat, mă, să pună siguranța? Trebuie să strângem suportul ăsta. Mai e un suport asemănător ca ăsta care ține evacuare veche și trebuie să-l punem și pe ăsta la loc. Și mai sunt depus agățătorile de la topa de pe spate, pe care le-am demontat odată cu evacuare. În principiu cam atâta. Așa că hai să ne apucăm de treabă. Yeah.
forță. Am lăsat mașina aici și ne vedem pentru noi mâine, pentru voi episodul următor. Așa că mulțumim mult că v-ați urmărit. Probabil a fost mai scurt episodul ăsta. Dacă v-a făcut plăcere, thumbs up în comentariu. Aveți grijă la clopoțel că nu o să mai punem videourile regulat. Am prezentat asta și în video trecut. Cam atât pentru azi. Pe data viitoare. Respect. Am zis, așa se strâng șurubul la Robins.